La mai bine de jumătate de an, de când a aflat că soțul ei are o amantă care este însărcinată, Mădălina Enache zâmbește din nou și se bucură din plin de viață. Blondina și-a revenit complet după despărțire, iar acum abia că își mai aduce aminte de vremurile când vorbea în fața unei țări întregi cu lacrimi în ochi despre infidelitatea lui Gabi Enache. Mă simțeam rău, îi spuneam, vezi, ai grijă la telefon, că dacă e ceva te sun, și puteam să sun că... Nu știu, îmi răspundea după 3 ore. Acum Mădălina petrece de fiecare dată când are ocazia. Și chiar dacă nu este vreun eveniment important, unde se află blondina este și distracția. Recent, vedeta s-a strâns cu gașca sa de prieteni la un grătar, acolo unde au petrecut până în zori. Seara a început pe ritmuri de rap, însă după doar câteva ore, totul s-a schimbat. Hold up. După ce au ciocnit câteva pahare de vin, Mădălina și prietenii săi au început distracția pe ritmuri de manele. Se pare că soarele a răsărit din nou pe strada Mădălinei și acum profită din plin.